Puțin după ora 14, în sensul giratoriu din fața primăriei Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier cu victimă. Implicați, șoferița unui autoturism Opel Astra și un biciclist de 22 de ani. Potrivit declarației tânărului de pe bicicletă, vina ar aparține șoferiței. Eu veneam spre autogară, spre primărie să mă duc acasă, m-am uitat în stânga, în dreapta, am văzut că nu vine nicio mașină în sensul giratoriu, am vrut să trec, și dintr-o dată mi-a apărut mașina în față. Nu mai știu nimic. În schimb, șoferița are altă variantă și spune că biciclistul nu a acordat prioritate, așa că nu a mai putut să levite. Eram în sensul giratoriu și domnișoara nu mi-a acordat prioritate și a intrat în spatele meu, în spatele la mașină. Și m-a lovit. Eu am frânat, am crezut că frânează și ea, deci nu mi-a acordat prioritate. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al poliției rutiere pentru a efectua cercetări în acest caz și pentru a stabili cine a fost vinovat. S-au făcut măsurători, fotografii, iar cele două persoane implicate în accident au suflat în etilotest. Potrivit rezultatelor, niciuna nu a consumat băuturi alcoolice. Partea proastă este că, deși tânărul biciclist a fost rănit la cap, la membre și a acuzat dureri la unul din umeri, nu a fost solicitată ambulanța. Doare umărul, doare, el să spună, doare umărul, doare mâna din umăr, sărit ochelarii, s-a spart. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că vina aparține biciclistului care nu a acordat prioritate conducătorului auto ce se afla în sensul giratoriu și circula regulamentar. Totuși, șoferița de 22 de ani este cercetată pentru vătămare corporală din culpă.